Este un animal elegant, blând, cu privirea inteligentă. Măsoară 1,5 metri în lungime, mai înalt la umeri, ceva mai lăsat la șolduri, gâtul e potrivit de lung, iar capul scurt. Niște ochi mari, blânzi, ca de antilopă, cu genele de la ploapa de sus lungi, dau privirii o deosebită expresie de gingășie. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vorbim despre căprioare. Printre rumegătoarele sălbatice de la noi, căprioara, Capreolus capreolus, este răspândită de la munte până la șes. Picioarele înalte și subțiri, proporționale cu trupul, coada este scurtă. Culoarea părului se schimbă, deoarece năpârlește în luna mai și în septembrie. Haina ei de vară are o culoare ruginie pe spate și mai deschisă pe partea ventrală, iar lungimea părului este mică. Iarna, însă, părul ei este mai lung, dar și culoarea lui se schimbă, are acum o tentă argintie-cafenie. Masculul, numit și țap, se cunoaște după coarne. Coarnele însă sunt scurte, nu sunt deloc ca la cerb, pentru că foarte multă lume confundă cele două specii, iar aceste coarne le pierd în fiecare iarnă. Totuși, după 4 luni vor fi din nou prezente pe capul animalului, pentru că în acest timp îi vor crește la loc. Masculii tineri au coarnele sub formă de suliță. De aceea mai sunt numiți și sulițari. Iedul, care a împlinit un an, va ajunge țap cu o furculiță, apoi țap cu 6, adică câte 3 ramuri scurte la fiecare corn. Acest lucru înseamnă că a devenit un mascul matur. Căprioarele sunt pașnice. Nu trăiesc ca cerbii, în cârduri mari, de multe ori formează pâlcuri conduse de o căprioară bătrână, iar în urma lor este prezent un țap. Paște, de obicei, în poienile pădurilor, se avântă și în pășunile liniștite, când se simte în pericol, poate fugi iute și poate sări chiar garduri înalte. De regulă însă sunt foarte fricoase și la cea mai mică mișcare suspectă, încetează să mai pască, ridică capul și privește în jur. Dacă va considera că este în pericol, nu stă pe gânduri și o ia la galop făcând sărituri înalte. Căprioara de obicei fată doar un pui. Totuși au fost cazuri în care femelele mai bătrâne au dat naștere și la 3 iezi. La cel mai mic semn al mamei, puiul se tupilează la pământ și își întinde căpușorul și așteaptă să treacă amenințarea. Dacă este în pericol, își strigă mama cu un șuierat lung. La scurt timp după naștere este capabil să meargă și să se joace ca toți iezii. De obicei se iau după mamă, iar mama este extrem de protectivă și nu-l lasă din ochi nicio clipă. Noaptea o petrec mai mult la păscut, iar dimineața se retrag în pădure, unde este mai mult tufăriș pentru a se putea ascunde. Întreaga familie trebuie să fie necontenit la veghe, pentru că nu se știe niciodată de unde poate apărea pericolul. De coarnele țapilor bătrâni, dar și de loviturile copitelor în goană, se tem nu numai vulpile, dar și lupii. În schimb, căprioara și mai ales ieduții sunt ținta tuturor prădătorilor. Chiar și dihorul știe să rupă carotidele unui ied. Asta ca să nu mai vorbim despre vulturii sau despre buha mare, care vânează în mod frecvent iezii căprioarelor cu ghearele lor ascuțite. Totuși, mai rei decât acești prădători, pentru iezi sunt dușmanii naturali cei mici. Așa cum sunt larvele de insecte ce trăiesc în nările lor, căpușile ce le sug sângele și alți paraziți care îi slăbesc sau chiar îi omoară. Cel mai de temut dușman e însă omul, care nu le cruță nici chiar atunci când nu este sezonul de vânătoare. De obicei, le braconează în fel și chip și le vânează stând la pândă, la goană cu câinii sau le înșeală chemând țapul cu fluierul de lemn, mai ales în perioada de împerechere, când țapul crede că îl cheamă o capră și se apropie încrezător până în bătaia puștii.
Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre căprioarele elegante de la noi din țară, nu uita să apreciezi clipul, să îl distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici dacă nu ești abonat la canal. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le urmărești și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.